Liderul are o viziune în care membrii tribului său cred și pentru care lucrează pasional spre a o îndeplini împreună cu aceștia. Liderul dobândește încrederea celor din jurul său prin empatia și grija pe care o poartă față de fiecare om pe care îl are în subordine. În cele din urmă, liderul este persoana care aduce cea mai multă valoare în grupul de care aparține. Probabil cea mai importantă este capacitatea de a asigura coeziunea și unitatea grupului. Liderul are datoria de a dizolva conflictele și dezacordurile din interiorul grupului său. Astfel, el creează un nucleu de unitate între toți membrii de care acesta are grijă. În acest scop îți voi prezenta 5 situații comune care amenință coeziunea grupului, precum și recomandările pentru a le înlătura în cel mai eficient mod posibil. 1. Amenințare externă. Numeroase studii concluzionează că rupturile din interiorul grupului se dizolvă atunci când există o amenințare opusă, din exterior. Mai exact, evenimentele externe care simțim că ne amenință ne trezesc nevoia de afiliere și de a căuta sprijin, creând un sentiment intens de unitate cu ceilalți. Acest lucru se observă cel mai bine în războaiele purtate de către soldați. Soldații lucrează împreună deoarece se simt partea unui grup care luptă pentru o cauză demnă. Acest lucru îi distrage de la propriile interese și le satisface nevoia de a face parte din ceva mai mare decât ei, adică idealul păcii și dobândirii victoriei în cazul lor. Recomandare: prezintă problemele în termen de amenințare la adresa fiecărui individ. La fel de important, prezintă soluția ca fiind un produs al muncii comune a tuturor membrilor grupului tău. În cele din urmă, numeroase studii sublinează faptul că atunci când oamenii sau echipele lucrează împreună pentru a atinge un scop comun, tensiunea conflictuală scade. 2. Reducerea nivelului de conflict. Conflictele interpersonale apar la nivelul interacțiunilor dintre indivizi din cauza diferențelor de personalitate dintre oameni sau datorită inconveniențelor în rezolvarea sarcinilor. În acest caz, liderul trebuie să asigure contact și proximitate. Pur și simplu fă-i pe oameni să interacționeze, iar ei se vor familiariza unii cu alții. Așadar, recomandarea este contactul fizic. Nu subestima niciodată puterea atingerilor și a contactului uman. Dacă este posibil, încearcă să creezi o situație în care membrii își pot strânge mâinile sau se pot bate pe umăr unii pe alții. Atingerile fizice cresc foarte mult sentimentele noastre de intimitate. Conflicte intrapersonale apar la nivelul individului deoarece mintea lui nu găsește un sens în munca pe care o prestează. O minte care nu are un motiv, un de ce pentru care să investească energie cu speranța de a obține ceva, va avea de suferit. Când nu avem pe ce să ne concentrăm atenția, mintea noastră își creează propria neliniște și temerile încep să prindă rădăcini. Astfel că membrii grupului trebuie să știe exact pentru ce muncesc și să împărtășească aceeași motivație. Drept rezultat, conflictele vor fi reduse și evitate în mod natural. Așadar, recomandarea este evidentă. Determine să se gândească mai puțin la ei înșiși și mai mult la obiectivul grupului. Implică-i într-o cauză comună sau unește-i împotriva unei amenințări comune. Fă-i să-și vadă supraviețuirea ca fiind legată de succesul colaborării în ansamblu. 3. Înlătură-i pe indivizii toxici. Din păcate, unii oameni nu rezonează cu idealul și viziunea pe care tu o propui sau pur și simplu nu sunt oameni foarte morali de felul lor. Recomandare: cu acești oameni nu merită să te complici. Pur și simplu ar trebui să-i înlături. Fii atent la semnele egoismului. Aceste persoane se folosesc de poziția în grup pentru a avansa în interese pur personale și nu pentru a urma o viziune în care cred. 4. Identitatea grupului. Indivizii ar trebui să se identifice cu grupul, să simtă că îi reprezintă. Un studiu realizat de Ross și Samuels în 1993 a concluzionat că numele unui grup are o mai mare influență asupra nivelului de competitivitate decât personalitatea indivizilor. Au descoperit că atunci când participanții au rezolvat sarcini pentru a reprezenta grupul respectiv, având un nume care se definească, erau mult mai entuziaști. Recomandare: transformă grupul într-o entitate vie. Dă-i un nume reprezentativ cu care oamenii să se identifice. Acest lucru este cel mai ușor de observat la reprezentanții de branduri mari. Ei promovează brandul deoarece se mândresc și se identifică cu el. 5. Oferă recompense și pedepse. Adevărul e că noi oamenii suntem puțin cam egoiști de felul nostru. Primele noastre gânduri în orice situație se rotesc în jurul propriilor noastre interese. În același timp, încercăm să ne deghizăm egoismul, făcând ca motivele noastre să pară altruiste sau dezinteresate. Nu putem să scăpăm de inclinația noastră animalică, dar putem să o controlăm cu ajutorul recompenselor și pedepselor. O sumedenie de studii din psihologia behavioristă a demonstrat cum recompensele și pedepsele îi fac pe oameni să se autocontroleze și să se tempereze.
Liderul ar trebui să aibă în vedere acest aspect. Recomandare: folosește puterea recompenselor și a pedepselor pentru a-i aduce mai aproape pe oameni și a descuraja conflictele dintre ei. Pur și simplu să-i pedepsești când ajung la divergențe și să-i recompensezi pentru lucrurile bune pe care le fac împreună. Dar ai grijă, trebuie să folosești aceste metode cu pătat, nu obsesiv. Oferă recompense când există merite reale și pedepse rare, dar semnificative atunci când chiar este nevoie. Pași pentru a deveni un lider bun. Pornind de la principiile și recomandările prezente, hai să vedem ce poți face tu în mod concret pentru a fi perceput drept liderul de care oamenii tăi au nevoie. Pasul 1. Adună pe oameni în jurul unei cauze. Fă-i să lupte pentru o idee. Acum mai mult ca oricând, oamenii au o foame nebună să creadă în ceva. Ei simt un gol care, lăsat indiferent, va duce la a se umple cu vicii și adicții. Profită de această nevoie, canalizând-o către o cauză pentru care au convingere că merită să lupte. Pasul 2. Menține-le burțile pline. Oamenii nu pot rămâne motivați dacă nevoile materiale nu sunt satisfăcute. Dacă se simt exploatați într-un fel, egoismul lor natural va ieși la suprafață și vor începe să se desprindă de grup. Liderul folosește o cauză, ceva abstract sau spiritual, pentru a-i uni pe oameni, dar pe termen lung trebuie satisfăcute și nevoile materiale. Pasul 3. Oferă-le exemplul personal. Entuziasmul cu care oamenii se alătură unei cauze scade inevitabil dacă nu este întreținut de modelul ce-l oferă liderul. Un lucru clar care grăbește pierderea și care produce nemulțumiri este sentimentul că liderul nu practică ceea ce predică. Chiar de la început, oamenii tăi trebuie să te vadă executând propriile tale ordine, împărtășind pericolele și sacrificiile prin care chiar ei trec. În loc să încerci să împingi de la spate, fă-i să alerge pentru a ține pasul cu tine. Pasul 4. Influențează-i emoțional. Cel mai bun mod de a motiva oamenii nu este prin rațiune, ci prin emoție. Pasul 5. Managementul recompenselor și pedepselor. Chiar dacă ai făcut perfect ceilalți pași, rezultatele nu vor fi mereu cele așteptate. De aceea, chiar managementul omului este un echilibru între pedepse și recompense. Prea multe recompense pot întări ego-ul oamenilor, identificându-se cu ele, iar prea multe pedepse le va distruge moralul. Numeroase studii concluzionează că divergențele dintre oameni se dizolvă atunci când există un lucru amenințător în exteriorul grupului. Așadar, cel mai rapid mod de a instaura cooperarea este prin a-i orienta pe oameni să lucreze pentru a combate acea primejdie. Un dușman comun aduce părțile opuse împreună mai repede decât orice alt tip de tehnică a coeziunii grupului. Asigură-te că grupul tău se identifică cu o imagine, un simbol, un ceva care se definească atât la nivel individual cât și la nivel de grup. Numele dat grupului influențează în mare măsură nivelurile de cooperare. Recompensează și pedepsește actele care duc la coeziunea și unitatea grupului, înlăturând persoanele care nu au integritate și care nu respectă regulile morale. Urmează aceste principii și devină liderul de care toți au nevoie. Dacă ți-a plăcut acest clip, oferi un like și un comentariu cu părerea și experiența ta despre acest subiect. Mai important, abonează-te la canalul SEMPED dacă te interesează psihoeducația. Până data viitoare, ai grijă de sănătatea ta mentală.